Dar uitați-vă, vă rog frumos, la sulița asta. Deci trebuie să ne credeți, am trecut până toate. Au o bancă de aia șmecheră, de o spargi în GTA, nu? Salut, România, salut! Mulțumesc, România, mulțumesc! Mamă, cum o să fie sus, ca un loc de atracție, mă. Toate vedetele care au venit aici, bă, cât de tare. Bă, nu vă vine să credeți cum arată. Ce colos! Bă, deci e senzațional. Un mare mister, mare. 7-Eleven. Rup tarabele astea cu mărciuri. Ce cu părțile alea mai puțin frumoase? Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Hăți cu bună dimineața, Jonuțule, hăți cu al doilea episod din gama Daily Vloguri din New York. Suntem în fața Penn Station, după cum vedeți, Jonuțule, în spatele meu, exact lângă Los Tacos, number one. Ăsta este ăla care zice că este unul dintre cele mai căutate, iubite și îndrăgite și în toate felurile de toată lumea care vine în New York. Coada vă poate confirma chestia asta, Jonuțule, așadar, în această dimineață, alături de voi, Los Tacos, numero 1. Welcome to Tacos, baby, intrați vă rog frumos. Aceasta este coada pe care o vedeți în dreapta mea, care se duce și în spate. Uitați-vă încăcât, cum s-ar spune, cu tot cu cacofonie. Peretele cu meniul, fraților, de pe care puteți alege de dinainte ce vreți să vă cumpărați, prețuri, tot ce trebuie ca la ei acasă. Și clasicele panouri, vorbim de un business care nu este un business scalat foarte mult. Încă de afară poți citi că e vorba despre un business de familie, Jonuțule. Dar la cât de mare este coada, refuz să cred că aici nu găsim ceva bun rău de mâncare. Plus că e mega faimos, mega. De Jonuțule l-am comandat cu tortilla cu făină, Jonuțule, și cu cea apă, salsa și guacamole fără pătrunjel, cred că era ăla, sincer, nu mi-a arătat deloc bine. Am luat și trei dintre băuturile specifice, dar uitați-vă, vă rog frumos, la sulița asta de carne. Uite câtă carne e acolo, bă, băiatule, și cum arată. Mamă, eu uite de ce are păgrătar acolo. Wow, cum arată ăla. Și cu din ăla ne face și nouă oare? Mamă, Jonuțule, abia aștept să îmi plouă în gură revenind. Deci, Jonuțule, avem oficial venit să vă arate fratele vostru tacos cu carne asada și quesadilla cu pui. Vedeți că a pus fratele vostru guacamole pe deasupra, pentru că eu sunt mort după guacamole. Și tamarindo, jamaica și horchata. Horchata este senzațională, deja m-am înfipt în ea. Hai să dăm un text și la astea. Wow, mamă, genial. Și la jamaica? Are gust de iced tea toată ziua, Jonuțule. Nu, lasă așa. Lasă așa că direct așa și degustăm, ia fii atent. Uite-l cât de frumos e. Îmi plouă un gură. Mamă, mamă. Bă, doamne, cum e carnea în el. Deci n-am mâncat în viața mea așa grătar. Wow. Deci, Jonuțule, fratele vostru, scutură un pic cu uleiul ăla din ea. Dar arată senzațional și asta. Teoretic, asta este făcută cu puiul ăla la care mă vedeați că salivez mai devreme. Ia. Super bună și asta la gust, dar puiul nu diferă cu mult de al nostru la grătar, sincer să vă spun. O chestie care îmi place, însă impactul de la aia cu carne asada aia, fraților. Incredibil, Jonuțule, deci vă recomand să încercați pe aia cu carne asada. Ca să fie treaba bună, încheiem cu o cola mexicană, fraților. Asta este cola mexicană. Și revenim cu ce mai are New York, o să ne arate. Wow, wow. Deci, Jonuțule, nu știu ce s-a întâmplat, dar ne-am trezit cu domnul care a venit aici și zice că astea sunt extra din partea casei. Niște guacamole, cred că m-a auzit cu guacamole, a zis. Îi servezi direct. Bă, toată lumea e friendly pe filmare. Aici cineva filmează, aici cineva te ajută să filmezi. Incredibil. Ia să vedem. Guaca cu nachos. Cam tare arată așa parcă la prima întâlnire, dar hai să vedem ce vorba ea. Eu compar cu chipotle, chipotle, my darling. Parcă e mai bine acolo guacamole. Nu e wow și nu o să mă ferez de ei până la urmă, pentru că au un super smecher. Tacosul cu carne asada. Revenim. Ăștia m-au văzut cu aparatul, Jonuțule, și au zis gata, dă-i lăsa toată gama de meniu ca să testeze tot după vlog. Deci ne-au adus și guacamole spicy, care sincer arată, da? Sau ce e? Doar sos spicy. Mamă, cât de bună e. Sincer, la prima gustare, nasoală. Mamă, dar ce picante. Dar după aceea te lovește gustul ăla bun. De trei ori peste guacamole. De trei ori. One eternity later. A few hours later, Jonuțule, după ce, deci trebuie să ne credeți, am trecut până toate, Jonuțule. Mare atenție când plecați în state să vă luați transformatoare, adaptoare de priză, fraților. Pentru că, deși aveți prize USB sau USB-C, voltajul nu este cel potrivit din perete, din doză și nu-ți încarci mai nimic. Am alergat, am cumpărat adaptoare de priză. Ne-am dus, am descărcat contentul. Într-adevăr, am văzut că unii dintre voi s-au prins la vlogul cu costurile, că nu am postat din cauza faptului că internetul este zob. Da, este zob, fraților. Dar nu contează, ne ținem de treabă. Suntem la programarea de la ora 21 la urcarea în Empire State Building. Iar ce este în fața aici este Circoteca Supremă. Uitați-vă la frații noștri care sunt cu din astea, cu Ciorca Boca, cu neoane, cu muzică, ce muzică. Singura diferență între Paris și New York este că aici nu
sunt ai noștri cu Maneluța. Acolo era așa, aici, dar oricum. E același business, ca să vă spun. E diferit stilul muzical. Bun, avem bilete să urcăm până la nu mai știu unde. 100 și ceva, Jonuțule. Ăsta este Empire State Building. Haideți înăuntru. Ia vezi-l, Jonuțule, cât de frumos te întâmpină cu preșulescul ăsta, cu Empire State Building. Păi, cât de impunător este totul la oameni ăștia. Incredibil. Incredibil. Stai așa să nu-ți spun prea tare. Uitați-vă la intrare. Știa ce mi-a dat intrarea? Au o bancă de aia șmecheră de o spargi în GTA, nu? Nu? Deci asta este antreul clădirii, fraților. Sperăm să este o zonă de minibar ceva, pentru că suntem alergați efectiv, ne mai simțim degetele de la picioare și vrem și noi o zeamă. Acum hai să vedem ce urmează. Deci, Jonuțule, cam așa arată fratele vostru președinte al Americii. Mamă, cum arată, fraților. Wow, senzațional. Și mi se pare atât de cool, bă, că toată lumea e relaxată. Poți să filmezi, nu-ți spune nimeni nimic, nu-ți uită nimeni urât pe tine. Doamne, cum arată, uite macheta asta. Wow. Nu, dar ăsta e impunător, uite cum e lucrat. Ăsta o fi metal aici? Ah, frate, e metal, ești nebun. Arată senzațional. Hai să vedem pe unde urcăm. Jonuțule, aveți mare grijă când veniți la Empire State Building, pentru că intrarea asta principală pare a fi aia care trebuie, dar nu este aia care trebuie. Acum ne întoarcem de unde ne-a lăsat, de fapt, și de drept Uber-ul prima oară, pentru că pare să că acolo este intrarea pentru tur, dar revenim și vă spunem și vouă concret. Am ajuns, Jonuțule, la intrarea principală și exista o chestie care ne-a lăsat așa un pic cu o falcă în cer și una în pământ. Se numea Express Lane și te băga direct în tur pe acolo, dar noi n-am știut că trebuie să cumpărăm așa ceva. Ăsta este holul principal. Deci dacă ajungeți în intrarea aceea, nu uitați, ieșiți stânga de două ori și ajungeți în cea principală. Acum hai să vedem pe unde ne bagă. Uite, cred că astea sunt lifturile, nu? Mamă, cât de tare. Wow. Salut, România, salut. Mulțumesc, România, mulțumesc. Nu cred, bă. Ne-a luat direct și că domnișoara a filmat. Okay, era supărat. Aveți bilete? Zic, mamă, ce are, bă, căciunat omul pe noi după ce am lăudat că se filmează. Și zic, where are you from, România? Zic, videotape this, videotape this. Da, mă, ce să vă mai zic, e chiar prea fresh toată lumea. Adică dacă pasnicul te întâmpină așa, imaginați-vă. Încă una bucată machetă, Jonuțule, dar la una bucată nivel de data aceasta, pentru că suntem la intrarea principală și chiar sunt curios cât o să urcăm. Oare ce înseamnă etajul ăla pe care l-am ales noi raportat la machetă? Pentru că pe acolo, pe la balcoanele alea se ajunge cu pachetele astea pe care le-am luat noi. Hai să vedem. Bă, cam atât de frumos arată pe drum, înspre intrarea clasică, au tot fost ramificări cu Express Lane, dar până la urmă nu văd de ce ai vrea să pierzi și tot holul ăsta care arată așa într-un fel și îți prezintă într-un fel așa, opa, opa, mărciu. Ia fiți atenți, fraților, cum arată camera asta cu ecrane pe care vezi exact cum se muncea, da, cred că este o replică de filmare, evident, ceva creat pe calculator. Uitați-vă cum arată cadrele astea, Giorule, mi se pare senzațional. Iar ce am văzut mai devreme cu Express Lane era pentru zilele în care probabil cozile sunt interminabile, fraților, iar dacă o iei pe lane-ul ăla, ajungi în fața cozii. Dar senzațională zona asta de ecrane, incredibilă. Mamă, cum o să fie sus. Aveți aici în fața voastră sistemul de lift, fraților. Exact cum era liftul făcut, bănesc că nu mai este sau o fi tot pe sistemul ăsta, dar reînnoit, senzațional, incredibil. Deci veniți un pic mai spate, vino cu. Băi, totul acolo funcționează ca și cum ca pe sistemul real. Incredibil. Și acolo tot cu ecrane. Ia uite, l-au băgat și pe King Kong. Mamă, cât de tare, wow. Aici este o zonă cu niște ecrane, fraților, sub formă de urme de ecran, așa ca niște cioburi care reconstruiesc un puzzle, pe care sunt pleiate toate nebunile care au fost filmate la Empire State Building. Bă, alea erau chiar imagini din GTA, ceva din ce erau. Ia uite, Marvel, Parvel, deci tot ce include Empire State Building din punct de vedere marketing a fost pe aceste ecrane, fraților. Deci, fraților, suntem într-un colț de cameră foarte cool pe care am văzut-o și pe internet și care este colțul pe unde teoretic se presupune că brațele puternice ale lui King Kong au penetrat Empire State Building. Și uitați-vă cât de cool au făcut acest spațiu, acest colț, ca un loc de atracție, mă. Ce-i, mă, un ecran și două celuloze vopsite cu două mâini de King Kong, mă, da. Bă. Deci, vezi, Jonuțule, te urci aici pe mânuța asta și ești al lui King Kong. Tare, mă. Ce să, bravo lor. Bravo lor. Normal că în cel mai fines mod posibil pe un gen Wall of Fame, așa, pe display-uri sunt puse toate vedetele care au venit aici, Jonuțule. Bă, da, cât de frumos, cât de cool și de curat este promovat totul. Senzațional. Vedeți și voi cine a fost pe aici ca să vă dați seama pe unde a ajuns. Mamă, ia uite și asta. Wow, ce tare, Jonule. Am venit și noi pe aici? Am venit și noi, bă, băiatule. Cum ar fi într-o bună zi să apară o poză aici? A fost Popa. Ia vezi, Jonuțule, că ne-am băgat în lift. Și uite
ce de tare ești. Dar s-a înfundat un pic urechile, s-a ducat de sănătăționul. Wow, cât de tare e, nu-mi vine să fie. Bă, dar asta urcă, nu vreau. Mamă, uite bă, bă, cât am urcat, bă. Și încă urcăm, am plecat de la etajul 2, sunteți nebun la cap. Bă, cât de tare. Hai, revenim cu etajul final. Bossule, noi am pus filtru de polarizare, dar cu filtru, fără filtru, se simte un pic sticla. Însă uitați-vă cam care este priveliștea de la prima coborâre, etajul 80, în Empire State Building, fraților. Dar eu zic că prindem și ceva mai bun, de pe o terasă ceva. Deci acum am luat al doilea lift care nu mai are ecran, fraților, și care ne duce la 86, unde este, hello, primul platou de observație. Bă, dar tot înăuntru e, mă. Nu, eu tot îl aștept pe ăla care să fie afară, mă. 86, frații mei, dacă vă interesează cam cum se vede așa, clădit de mâna omului acum hâț Johnule ani, eu doar vă spun și voi gândiți-vă, pentru că mă uitam la această piatră. Bă, piatra asta nu-i schimbată, deci piatra asta este piatra pe care săpăciți ăștia au folosit-o atunci când au construit treaba asta acum câți ani, bă. Bă, nu vă vine să credeți cum arată, bă. Doamne Dumnezeu, ce colos. Bă, băiatule, incredibil, industrie, industrie. 102, ăsta este etajul Gioruțului. Uitați-vă cum arată view. Bă, deci e senzațional. Nu ne dăm seama cam cât puteți trăi voi din ce se întâmplă aici și vă rog frumos să nu îndrăzniți să spuneți ce a încercat și creierul meu să-mi facă. E, da, am văzut în Dubai, n-ați văzut. Pentru că deși e un aproape același număr de clădiri în alte, bă, farmecul, bă, faptul că le vezi că au zeci de ani, dacă nu chiar sute de ani de existență, altceva, bă. Și cât de frumos e structurat totul, este incredibil New York-ul. Incredibil. Gata și cu Empire State Building, fraților, și la sfârșit, normal că te bagă puțin pe la magazinaj să-ți mai iei și tu un desfăcător de bere, un magnețel de frigider, dar măcar am găsit din alea care nu sunt foarte colorate. Poate îmi pot pune și eu unul, două pe frigiderescul meu cel de acasă, Gionuțule. Încheiem astăzi cu Empire State Building, dar nu închidem acest vlog, pentru că sperăm să vă mai arătăm ceva frumos în continuare. Haida! The next day. Deci să înțepenească Jacksonica, fraților, suntem în mare mister, mare. Ne-am trezit ieri când ne-am întors cu o scrisorică. Ce spuneam felul următor, fiți atenți aici ca să înțelegeți care-i treaba. Good evening, please know that we have a gift delivered under your name. Once you receive this letter, call down the front desk so we can deliver it, thank you. Și era de la hotel, Gionuțule. Și acum de dimineață, dacă tot am zis că plecăm la treabă, după cafeluța frumoasă pe care o iau direct din recepție, Gionuțule, hai să vedem care e treaba cu cadou. Și acum fiți atenți să vă arăt Jacksonica, dacă nu, deci. De la Fruit Bouquet. Dar nu-i vreo reclamă, vă dați seama că e America all the way, da, vedeți adresa aici. De pe strada New York, 8th Avenue, anul ăsta și suntem noi, nu? N-aibă să pieptăne, am primit cadou. Această hâț, Gionule, cu sălățuri și cu fructe și cu toate cele. Și vrem să vedem despre ce este vorba, de la cine e, adică e vreun român de al nostru frumos, Fruit Bouquet. Domnule, toată că era român, nu scrie al nostru românul ceva acolo. Scrie a capsat fruit aici, știi tu. Nu înțeleg cum se întâmplă chestia asta. Anormal că asta aici e legată împotriva oricărei firi. Ia stai. A fost și ținută la rece, semn că cei de la hotel ne iubesc, pentru că eu cred că e primită de ieri, nu? Oare fi un mesaj aici? Ce e ăsta? Băi, ești nebun. Fruit Bouquet should be refrigerated within 4 hours. Best if consumed within 24 hours. Deci ar trebui refrigerate în maxim 4 ore, consumate în 24. Sunt făcute cu sharp points, keep skewers away. Atenție că e și cu de-astea de cum se numește, mă, frigăruie. Bă, care-i faza, mă? Am fost efectiv cinit? Mamă, merg cu foietajul ăla de că ciocolățică. Și ăsta ce-i oare? O curtăm și pe asta și revenim. Lici! Oricare ar fi situația, nu știm despre ce este vorba, dar mulțumim, Fruit Bouquet. Nu înțeleg care-i faza, dar mi se pare funny. Dacă dezlușim misterul, revenim și vă spunem. Bă, vreți să vă spun un lucru? Gata, mă, s-a descoperit. Bun venit la New York, Sorin și Kevin, loyal follower. Sorin și Kevin, vă pupă fratele vostru, un frumos gestul. Dar întrebarea este, cum ați aflat voi că eu sunt la camera aia? Că n-a pus nimeni. Vă mulțumim din suflet și vă pup. Păi, mă, ăsta e cel mai frumos vibe. Mesajul ăsta a făcut cea mai frumoasă parte din zi, fraților. Și ne-am mai întâlnit cu românii aici în New York. Ați auzit de ei și prin vloguri. O să auziți de ei și prin vloguri și tot așa. Gata. Acum știm ce avem de făcut. De mulțumit lui Sorin și lui Kevin. Și de mers mai departe cu vibe-ul ăsta monstru pe care ne-a lăsat așa ca de început de zi. Din Gama mergem peste tot și vă arătăm tot ceea ce facem, Gionuțule. Suntem în fața unui faimos 7-Eleven. Nu neapărat ăsta, ci în general lanțul de magazinașe 7-Eleven la ei este foarte cunoscut, pentru că e un fel de
alimentară de asta de colțul străzii, Jonuțule, cu logo-ul ăsta de când lumea și pământul, Jonuțule, iar noi astăzi, dacă tot intrăm într-un 7-Eleven, o să încercăm o felie de pizza și un slushy, pentru că sunt destul de faimoase. Cu mic, cu mare, că e mai îmbrăcat bine, că e mai îmbrăcat puțin bine, Jonuțule, toată lumea intră la alimentară la 7-Eleven. Nu e ceva wow, într-adevăr, poate un pic mai organizați decât la noi și un pic mai bine așezați pe raft, dar cu siguranță, ce mi se pare mie mult mai mișto la noi, fraților, este faptul că în principal magazinele sau, cum să spun eu, chestiile comerciale sunt în clădiri noi și nu vezi ponoseala asta pe care o au clădirile din New York, probabil lucru pe care foarte mulți îl condamnă. Dar într-adevăr au, adică își țin curate clădirile, doar că arată ciudățel, uite, vedeți pe tavane, pe toate chestiile astea, lucrurile arată ponosite, așa, vechi. Deci ăsta este faimosul lor pahar de slushy, fraților. A, dar nu l-am luat pe mare, am luat large, nu. Hai să luăm extra large ca să vedeți cam cum arată. Îl luăm mai mult de amoroartei, pentru că e aproape imposibil să bei atât de mult. Deci eu nu ți-am dat o doamnă ciudată, dar până la urmă este dreptul ei care a zis excuse me, I wanna get over there, but I don't wanna be on no camera, I don't wanna be on no camera. Și a făcut așa loc și a trecut să-și ia și eu un slushy. Deci ăsta este paharul extra large de slushy, Jonuțule. Iar aici avem aromele. Pe ce să mergem? Wild cherry, piña colada, hibiscus, lemonade, dragon fruit mai încolo și blue raspberry. Hai mă, să mergem pe blue raspberry, ia să-l vedem. Ia vezi, tata, ai dat aici frumos, ți-ai dat drumul la manetă. Uite-l cu ce viteză să curge. Ia uite. Rup, și aia e. Și Păiulescu, stați așa, de unde luăm Păiulescu? Paiu ți-l dă la casă, Jonuțule, după ce plătești, ca să nu poți să fugi cu el așa. Ce crezi? Și nu poți să fac așa, ia uite. Ia vedeți, fraților, cum arată astea. Big bite. Doamne, cât de tari sunt. Luăm și unul din ăsta, din ăla nu, că ăla parcă prea arată acolo normal. Dar unul din ăsta de aici, Monterey Jack Chicken Taquito. Asta este faimoasa pizzolină despre care vorbeam, fraților. Iei o felie de la 7-Eleven de foame, ai fugit și ai un plumațu. $7.92, Jonuțule, și-am ieșit cu mâinile pline. Acum, obiectiv vorbind, 8 ori 4, 32 de lei pentru ăsta și astea două. Eu zic că e bine și pentru România, Jonuțule. Hai să găsim o măsuță să le gustăm. Ia vedeți, Jonuțule, că am poposit și noi la o masă din asta frumoasă. Sperăm să nu se supere nimeni. Punem la valiera aici pe modul testăm mâncare. Deci fiți atenți. Așa arată Monterey Jack ăla. Hai să-l rupem un pic să vedem ce e la mijloc. Cam congelătura așa arată situația. Dar până la urmă, pentru țară și popor, Jonule. La o primă mână are gust de mâncare de avion, fraților. Cam tot mâncat mâncare de avion zilele astea. E o congelătură, nu pot să spun că mi se pare ceva de dat pe spate sau alte lucrușoare. Dar având în vedere că sunt atât de ieftine, fraților, important e să și fie ceva bun în ele. Și acum felia de pizza, care trebuie să recunoașteți că arată foarte sexy. Ia să vedem ce știe să facă mâncarea tata. Slushy-ul, by the way, este senzațional. Deci pentru slushy bag mâna în foc oricât ar fi nevoie. Hai să vedem cu pizzoaca, ia. Foarte bună pe parte de topping, delicioasă brânza, de fapt delicios cașcavalul, gustos, se întinde. O singură problemă, am o problemă cu ea, blatul mi se pare un pic grosuț și ușor gumos, așa, chewy, bagi la el ca la guma de mesecat, dar pe partea de pizza și de topping, mamă, cum e cașcavalul ăsta, genial, deci dacă de voie, de nevoie, repede trebuie să intrați la 7-Eleven să vă luați ceva de mâncare, mergeți pe varianta cu pizza, fraților, și cu siguranță luați-vă un slushy, că sunt geniale. Ei, asta e o chestie care mie nu-mi place în mod neapărat, fraților, treaba asta cu tarabele astea, cu mărciuri, care nu sunt nici chestii scumpe și arată și urât așa, nu știu, nu sunt eu de acord cu treaba asta, înțeleg că se întâmplă în fiecare țară, înțeleg că trebuie să fim de acord, dar parcă, mă, măcar dacă erau mai organizate, nu știu, niște galerii făcute frumos, așa, să arate cum trebuie, dacă scoți la poarta așa, în fața porții, Jonule, situația, Jonuțule, am oprit ca să tragem această dublă înspre a vă arăta și vouă adevăratul New York și cu părțile alea mai puțin frumoase. În primul rând, cam așa este pe unde este murdar în New York. Am văzut că se face curățenie, dar apare în același timp la loc. În spatele meu vedeți și casa doamnei care este cu casa în drum sau nici măcar nu dau seama dacă e doar o casă sau un checkpoint. Fii aici, ați iei ce ai nevoie, pleci mai departe. Destul de ciudat. Însă, de fapt și de drept, eu am pornit această dublă de aici. De ce, fraților? Pentru că sunt extrem de încântat de aceste parcări. Deci cât de șmecheri sunt oamenii ăștia că și-au dat seama că atunci când nu mai ai loc să parchezi într-o parcare atât de mititică, este întotdeauna loc pentru un elevator. Și vedeți că am văzut și cu elevator peste elevator. Uite așa, ai venit, pac, ți-o parchează pe ăsta, ți-o ridică cu liftul. Acum întrebarea, știți care este? Dacă tu parchezi jos și celălalt tu parchează sus și ăla de sus vrea
să plece înaintea ta ăla de jos. Tu ăla de jos trebuie să lași cheia aici, că dacă trebuie să lași cheia aici, e cam nasol. Dar pe de altă parte mă gândesc că na, e o chestie cu firmă, cu acte, cu bonuri și cu tot ce trebuie, nu e atât de riscant. În orice caz, New York-ul este plin cu de toate. Și mai rele și mai bune, dar până la urmă este decizia noastră, cea pe care o facem într-un final. Până un alta, nu uitați, dați subscribe, Dorian Popa, și să aprindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și New Yorkulescu pe harta nouă a travelingului. Jonuțule, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați, dați follow pe Instagram, Corile Veu, sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit on Facebook și de asemenea nu uitați să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirabolantă! Merg mai departe, departe de toate, țin capul sus și las problemele în spate. Merg mai departe, 7 zile din 7, că viața mi-a spus ce al tău e pus deoparte. Și